Toată lumea a auzit de obezitate, dar despre tratamentul obezității cât dintre dumneavoastră știu? Astăzi doresc să vă explic pe scurt puțin despre tratamentul obezității. În principal, trebuie să știm că tratamentul obezității necesită o abordare multidisciplinară personalizată. Iată câteva exemple care să ne ajute în terapia obezității. În primul rând, este foarte importantă dieta. Trebuie să fie o dietă sănătoasă, prin care să adoptăm în special o dietă echilibrată, bogată în legume, în fructe, în cereale integrale, în grăsimi sănătoase. De asemenea, trebuie să limităm consumul de zahăr, dar și alimentele procesate. Toate acestea limitate vor contribui la reducerea aportului caloric, ceea ce va ajuta la o scădere ponderală. Activitatea fizică este foarte importantă. Trebuie să știm că o activitate fizică regulată, zilnică, va ajuta la îmbunătățirea stării generale de sănătate și va ajuta la tonifierea musculaturii. De asemenea, trebuie să avem niște modificări comportamentale. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să abordăm niște obiceiuri alimentare sănătoase, să avem un comportament alimentar sănătos. Trebuie să avem o consiliere nutrițională în cazul în care nu știm exact ce trebuie să facem și un ajutor din exterior. De asemenea, de cele mai multe ori în terapia obezității avem nevoie de un suport psihologic. De ce? Pentru că obezitatea este asociată cu niște factori emoționali, respectiv psihologici, iar consilierea psihologică este foarte importantă. De asemenea, poate să existe managementul medical, să nu uităm că din 2021 există medicamente pe piață care pot să ajute terapia obezității. În momentul de față la noi în România este liraglutida. Și în cazurile cele mai extreme, când nimic nu ajută, evident, intervenția chirurgicală, care duce la chirurgia obezității. Este crucial să avem o echipă multidisciplinară în terapia obezității pentru a ne ajuta să tratăm obezitatea, pentru că obezitatea reprezintă o boală cronică cu evoluție lungă. Ea nu putem să zicem neapărat că se vindecă, dar putem să ajungem la niște rezultate fantastice în timp.